Tensiunea maximă pentru fostul șef uniform în mega dosarul de corupție după două amânări de pronunțare, astăzi magistrații Curții de Apel București ar putea să se pronunțe definitiv în dosarul Unifarm. În octombrie 2020, fostul director general al companiei naționale Unifarm a fost trimis în judecată de DNA pentru luare de mită abuz în serviciu, complicitate la trafic de influență, instigare la fals intelectual și folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. Adrian Eugen Ionel, a fost condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare cu executare într-un dosar în care este acuzat că a cerut mită de 760.000 de euro de la reprezentanții unei firme în schimbul atribuirii unui contract de achiziție în pandemie.